Aș dori să ne ridicăm în picioare. Dumnezeu a poruncit omului Luca să noteze în Sfânta Scriptură următoarele cuvinte. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Amin. Părinte care locuiești în ceruri, slăvit să fie numele Tău. Îți mulțumim că, așa ca în vremurile Tale, și în seara aceasta frângi pâinea cuvântului Tău pentru noi. Fă-ne părtași, Doamne, la cuvântul Tău. Fă-ne părtași, Doamne, la credința Ta. Fă-ne părtași, Doamne, la puterea Ta. Și fă-ne, Doamne, părtași la învățăturile Tale. Și în felul acesta, prin Duhul Tău cel Sfânt, fă-ne părtași la viața Ta. Îți mulțumim că asculți rugăciunea noastră. Umple cu Duhul Tău cel Sfânt locul acesta și în numele Tău să rămână slăvit în toți vecii. Amin. Ocupăm loc. Dragii mei frați și surori, dragi musafiri, îngăduiți-mi să vă spun tuturor pace din partea Domnului Hristos și o seară bună din partea lui Dumnezeu. Amin. N-am știut ce va spune Daniel despre mine și dacă știam, rugam să tac. Nu l-am dat afară, l-am trimis după Scriptură. Ce lucru frumos, nu? Să trimiți pe cineva după Scriptură. Da. Însă mă bucur că ține minte. Mă bucur că ține minte. Iubiții mei, suntem în această seară aici, într-un loc peste care am chemat în numele Domnului și suntem fiecare cu inima înflorită către fața Domnului în așa fel încât să putem rosti cuvintele pe care odinioară copilul Samuel le rostea. Și anume, vorbește-ne, Doamne, că robii Tăi ascultă. Amin, amin. Aș vrea ca, dacă ți-ai adus aminte de anumite lucruri de acasă, să le uiți acum. Dacă ți-ai adus aminte de unele lucruri de la serviciu, să le lași deoparte acum. Dacă cumva te înghesuie niște rate pe care nu le-ai plătit, lasă-le de data aceasta și fă ca aici și în ceasul acesta al serii, inima ta și inima mea, închinându-se înaintea feței lui Dumnezeu, să repete aceste cuvinte. Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Amin, amin. Și nu uitați, dragii mei, că vorbele lui Dumnezeu capătă viață dacă despre viață vorbește. Vorbele lui Dumnezeu capătă formă dacă despre formă vorbește.
Vorbele lui Dumnezeu se transformă în aur, dacă despre aur vorbește. Și vorbele lui Dumnezeu se transformă în binecuvântări, dacă despre binecuvântări vorbește. Și cei ce se încred în Domnul nu vor duce lipsă de nici un bine. Amin! Amin! Îmi place să cred că sunteți în seara aceasta aici, pentru că vă încredeți în Domnul. Am ascultat cu toții și împreună am lăudat pe Domnul și ne-am pregătit inimile pentru cuvânt. În seara aceasta, dragii mei, aș dori să vorbesc despre un subiect la care poate ne-am gândit mai rar sau nu ne-am gândit în relație directă cu noi. Pasajul pe care l-am citit este unul înspăimântător, am putea să spunem. Spune așa: vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Spune aici Scriptura că vor fi momente în societatea noastră când oamenii nu știu încotro, spaima și groaza îi face să intre în pământ. Despre ce este vorba aici? Și continuă, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Sunteți aici unii dintre voi care ați trăit când Dumnezeu a clătinat puțin pământul acesta din București. Și cei mai tineri doar ați auzit sau ați văzut poze. Și ce distrugere a fost! Cum o fi când Dumnezeu va clătina puterile cerurilor? Cine va fi cel care va putea să spere la scăpare sau la providență? Iar noi suntem aici, dragii mei, pentru că punând inima noastră la dispoziția lui Dumnezeu, să fim în stare să-L credem, să-L iubim și să ne dorim salvarea în Iisus Hristos. Spune cuvântul, atunci când oamenii își vor da sufletele de groază, atunci când puterile cerurilor vor fi zguduite de către Dumnezeu, atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu putere și mare slavă. Și zice Scriptura, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, vor fi niște oameni care ar trebui să se uite în sus. Dragul meu, tu te vei putea uita în sus? Eram la școală. Am fost un copil foarte rău. În timpul orelor, întotdeauna aveam altceva de făcut decât să scriu sau să fiu atent la profesor. Și aveam colegi în clasă, niște fete și niște băieți care erau briliant, învățau de n-ai văzut. Tot timpul se uitau la profesor și când întrebau ceva cu mâinile sus la el, când striga numele meu, întotdeauna mă ridicam în picioare și lăsam capul în jos. Pentru că striga numele meu, orică nu scriam, orică nu eram atent, orică mă jucam în bancă, orică n-am învățat. Când se va arăta Fiul omului, vei ridica fața ta în sus. Și spune cuvântul aici așa, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, vor fi niște oameni care își vor ridica capetele, pentru că izbăvirea lor este aproape. Dragul meu frate și soră, dragi băieți și dragi fete, dragi oameni care sunteți în seara aceasta aici, eu și cu voi suntem aici,
pentru ca prin Hristos să putem trăi o viață în care să avem puterea de a ne uita spre Dumnezeu în ziua când izbăvirea Lui va fi pentru noi. Dacă alte motive ne-au adus aici, am venit degeaba. Dacă alte gânduri și alte comportamente ne-au făcut să fim aici, suntem degeaba. Noi suntem în seara aceasta aici pentru ca prin vorbele pe care le va rosti Dumnezeu să ajungem să fim în stare prin puterea Duhului Sfânt ca la venirea lui Iisus Hristos, ridicându-ne fețele spre ceruri, să vedem izbăvirea noastră dată de Dumnezeu. Amin. Amin. Mesajul din seara aceasta, dragii mei, are ca titlu o poruncă sau, dacă vreți, un imperativ, o lege, și sună așa: pregătiți-vă de victoria lui Dumnezeu. Amin. Pregătiți-vă pentru victoria lui Dumnezeu. Nu știu dacă în preocupările noastre religioase ne-am gândit vreodată la victoria lui Dumnezeu. În unele segmente de timp ale creștinismului, Iisus Hristos era numit cel victorios. În unele reproduceri picturale, Iisus Hristos este prezentat după înviere, cum iese și apucă de o mână pe Adam și îi scoate din moarte ca unul care are victoria. Și nu știu câți dintre noi ne-am gândit vreodată la victoria lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi ne-am gândit vreodată să privim viața noastră prin perspectiva victoriei lui Dumnezeu. Și nu știu câți dintre noi ne-am gândit că lucrul acesta ar presupune o anumită pregătire. E adevărat că ne pregătim viața noastră, ceea ce este un lucru bun. E adevărat că încercăm să avem norme de pocăință, ceea ce este extraordinar. Dar pentru victoria lui Dumnezeu, te-ai pregătit? Am să iau din Scriptură câteva situații deosebit de mari, deosebit de importante. Și am să vă vorbesc puțin despre niște ființe care n-au fost pregătite pentru victoria lui Dumnezeu. Ca apoi să vorbim puțin despre noi, să vedem, nu cumva alunecăm în aceeași pildă de nepregătire. Ne spune Sfânta Scriptură în Ezechiel, la capitolul 28, și aș vrea să citesc aceste cuvinte, ne spune câteva cuvinte despre una dintre cele mai frumoase ființe care au existat vreodată în ceruri. În cartea lui Ezechiel, capitolul 28, începând cu versetul 11, Scriptura spune așa: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i: așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsesei la cea mai mare, la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripi întinse, te pusesem peste muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost făcut fără prihană în căile tale. Din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
E vorba aici, iubiții mei, despre Îngerul Luminii. E vorba aici despre Lucifer. E vorba aici despre cel care era atât de intim, atât de apropiat, atât de plăcut lui Dumnezeu. E vorba aici despre o ființă în care Dumnezeu a pus toată frumusețea universală. E vorba aici despre cineva pe care Dumnezeu îl ținea în inima lui și la dreapta lui ca pe una dintre cele mai scumpe ființe pe care le-a creat. Și ființa aceasta desăvârșită, ființa aceasta îmbrăcată în tot felul de podoabe scumpe cerești, a neglijat un singur lucru. Nu s-a gândit niciodată la victoria lui Dumnezeu. Și pentru că nu s-a gândit la victoria lui Dumnezeu, a început să nutrească în inimă greșeală, a început să nutrească în inimă mândrie, a început să nutrească în inimă nelegiuire, a început să nutrească în el lucruri nepotrivite în relație cu Dumnezeu. Și în nebunia lui, în niciun moment nu s-a gândit la victoria lui Dumnezeu. Și-a pregătit totul. Și-a crezut că așa va rămâne pentru totdeauna. Dar știți ce spune Sfânta Scriptură în cartea Apocalipsei? Că la un moment dat s-a făcut un război în cer. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Lucifer și oamenii lui. Și o treime din îngeri împreună cu el au fost alungați. Și când au văzut atunci puterea lui Dumnezeu, când au văzut atunci victoria lui Dumnezeu, nu le-a mai folosit la nimic. Nu este destul, dragul meu, să te gândești cât de frumos te-a creat Dumnezeu și să-i mulțumești. Nu este destul să te gândești câte binecuvântări ți-a dat Dumnezeu și pentru motivul acesta să-l lauzi. Sunt lucruri bune acestea, dar nu sunt destule. Tu și cu mine trebuie să ne gândim la ziua victoriei lui Dumnezeu. Este singura realitate care nu ne va permite să mai purtăm păcat în vasele acestea de lut. Pentru că, dragii mei, spune Iuda în cartea lui, dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngeri, dacă n-a cruțat Dumnezeu pe Îngerul Luminii, cu atât mai puțin îi va cruța pe oamenii care sunt ca niște nori fără apă, care n-au niciun sens pe pământ. Noi suntem aici să avem sensul vieții eterne. Noi suntem aici să răspundem pozitiv la chemările lui Dumnezeu. Și suntem aici, dragii mei, ca diferit de Lucifer și îngerii lui, să ne gândim la ziua victoriei lui Dumnezeu și să ne pregătim pentru acest lucru. Să avem o satisfacție duhovnicească cu privire la faptul că Dumnezeu este învingătorul. Să avem o satisfacție duhovnicească cu privire la faptul că Dumnezeu este Cel care învinge. Și lucrul acesta să ne dea o mare bucurie și o mare spaimă. Bucurie? Că în Iisus Hristos suntem iertați. Și spaimă să nu mai păcătuim. Ajută, Doamne!
dă izbândă. Pentru ca poporul acesta peste care este chemat numele Tău să se pregătească pentru ziua victoriei Tale. Și dragii mei, pentru că Lucifer și îngerii lui nu s-au pregătit pentru ziua victoriei lui Dumnezeu, au fost alungați din ceruri și vor fi nimiciți toți. Aș vrea să facem un pas mai departe. Ați văzut aici, am citit în Evanghelia după Luca, cum descrie Iisus Hristos scenele din preajma victoriei lui Dumnezeu. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Nu, mereu ne anunță că este eclipsă de soare, că este eclipsă de lună. Și vin o groază de șmecherași din ăștia numiți oameni de știință și în colaborare cu fel și fel de fabrici vând milioane de ochelari ca să ne putem uita la eclipsa de soare. De parcă suntem niște oameni fără minte. Și aici zice, vor fi semne în soare și toți ne uităm la eclipsa de soare. Vor fi semne în lună și ne anunță ăștia că va fi lună nu știu de care și lună nu știu de care și toți ne anunță pe ceas și toți ieșim afară să vedem luna și așa mai departe. Dar lucrurile acestea, dragii mei, voi știți de ce se petrec? Ca eu și voi să ne pregătim pentru victoria lui Dumnezeu. Spuneam zilele trecute, dacă cineva a auzit, să mă ierte că repeda, este un eveniment din viața mea care mi-a marcat zilele mele duhovnicești. Cu mai mulți ani în urmă, să fie vreo 15 ani sau chiar mai mult, eram în curtea mănăstirii din Cernica. Obișnuiam să mă plimb pe acolo, atunci locuiam aici la București. Și mă duceam de mă plimbam așa, mă rog, mai cugetam că era un loc de tihnă. Și era într-o zi de toamnă târzie sau de iarnă târzie, oricum era destul de frig afară, dar bătea soarele. Și pe un scaun stătea un călugăr și era în vârstă, avea o barbă lungă, dar rară, bătea vântul așa, ziceai că i-o duce cu totul, mă rog. Și stătea el așa, nemișcat, cu ochii închiși, către soare, așa cumva. Și eu m-am dus până aproape de el. Eram curios ce face. Sigur că el a simțit că cineva se apropie și așa, printre ploape, atent, s-a uitat. Și am zis, Doamne ajută, părinte. A reacționat și el, Doamne ajută. Mă uitam la el, nu era gros îmbrăcat, zic, ești de mult aici? De mult, fiule, zice către mine. Și încercam să leg un dialog cu el și mă pune pronia lui Dumnezeu să-l întreb, dar ce faci aici? La care bătrânul răspunde, mă uit la Dumnezeu. Tu te-ai uitat vreodată în viață la Dumnezeu? Zice aici, vor fi semne în soare, în lună, stele, ne ducem, ne cumpărăm ochelari să ne uităm la eclipsă de lună, de soare, în loc să ne uităm la cine? La Cel care le-a făcut. Și să ne pregătim viața pentru victoria Lui. Nu știu dacă realizăm ce înseamnă asta. Lucifer și îngerii Lui n-au realizat, motiv pentru care au fost izgoniți din ceruri. Aș vrea să venim acum un pic mai aproape de noi la o altă situație, când cineva a neglijat să se pregătească pentru victoria Lui Dumnezeu. În cartea Exodului, la capitolul 14, Dumnezeu poruncește lui Moise să scrie câteva cuvinte foarte importante pentru noi
cu această ocazie. Exodul capitolul 14, începând cu versetul 13, spune așa: Moise a răspuns poporului: Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi să stați liniștiți. Amin! 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 Dacă facem uz de informațiile istorice care ne-au mai rămas, discutăm despre un popor, despre Egipt în vremea aceea, ca și cum am discutat astăzi despre Statele Unite ale Americii, dar pe încă o dată atâta de dezvoltate pe cât sunt. Nimeni nu putea să sufle în ciorbă la poporul acesta, nimeni nu putea să dea sfaturi, nimeni nu putea să-i cotropiască, nimeni, erau de un nivel de dezvoltare ieșit din comun. Și a venit acolo un cioban la omul acela, la faraonul acela, la simbolul puterii din vremea aceea. Și a zis lui Dumnezeu să dea sânge și sânge s-a făcut. Și a zis lui Dumnezeu să dea păduc și păduc s-a făcut. Și a zis lui Dumnezeu să fie și să fie și să fie. Și toate felurile de lucruri au fost. Până când omul acela s-a îngrozit și a zis: cărați-vă de aici! Și au plecat cu toții. Și după ce au plecat cu toții, faraona sta și s-a gândit: ce am putut eu să fac? Și a chemat pe sfetnicii lui și a dat dispoziție: pregătiți armata. Și s-au pregătit carele de oameni, călăreți, armament ultramodern în vremea aceea. Nu există astăzi rachete nucleare care să aibă corespondență a armelor de atunci pentru atunci. Însă un singur lucru neglija faraon, știți care? Biruința lui Dumnezeu. El nu era preocupat de ideea aceasta. El nu știa ce înseamnă victoria lui Dumnezeu. Și pentru că neglija gândul acesta, a pornit cu astea în galop, în tropote, să ajungă pe poporul evreu, să-i măcelărească, să le ia soțiile și copiii și să-i ucidă pe toți cei de parte bărbătească și să aibă o zi de mare glorie, cumva să mai scrie încă pe niște pietre din alea imense anul și ziua în care au fost peste poate de puternici. Însă în nebunia aceasta lor și-au pregătit arme, și-au pregătit civilizație, sute de ani, și-au pregătit o țară care era superbă. Un singur lucru l-au neglijat faraonii. Niciunul din ei nu s-a pregătit pentru victoria lui Dumnezeu. Și pe măsură ce tropotele de cai și zângănitul de roți se auzea în spatele poporului, poporul a înlemnit și necredincioși ca și noi astăzi au strigat: ce ne facem, ne omori! Și Dumnezeu a zis: stați liniștiți, pentru că faraon nu s-a pregătit pentru ziua victoriei mele. Și a poruncit robului său Moise: ridică toiagul. Și când a ridicat toiagul, apele s-au despărțit. Și a venit un nor care a oprit furia soldaților, a călăreților, a carelor. Și a ținut. Și aceștia s-au dus. Au trecut marea. Și apoi norul s-a dat la o parte și a zis: nebunilor, luați-o după ei. Și înfocați
ca și cum le aparținea și cerul și pământul. Le străluceau în mâini armele și coifurile, în galop, în tropote, după ei. Și Dumnezeu s-a uitat până când ultimul pedestru a intrat în albia mării. Și atunci a zis, gata. Și ce cântă câteva ore mai târziu Maria cu femeile de acolo? Dumnezeu i-a înnecat în apă pe cai și pe călăreți. Câți au scăpat? Niciunul. De ce? Nu s-au pregătit pentru ziua victoriei lui Dumnezeu. Dragul meu, ți-aș pune o întrebare. Cum simți în inima ta? Ești un om pregătit pentru victoria lui Dumnezeu? Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne credinței noastre! Doamne ajută-ne putinței noastre! Doamne ajută vieții noastre de pocăință! Încât inima noastră, ființa noastră, ochii noștri, tot ceea ce suntem, să trăim pentru ziua victoriei tale! Aleluia! Amin! Însă, dragii mei, nu știu dacă v-ați gândit ce înseamnă asta. Vedeți, nu-i deloc sensibil în cuvinte Domnul Iisus când ne povestește despre scenele premergătoare victoriei lui Dumnezeu. Zice, vor fi semne în soare, în lună, în stele, pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, fiți foarte atenți, vor fi niște oameni care se vor uita în sus. Care sunt oamenii aceștia care s-au pregătit pentru ziua victoriei lui Dumnezeu? Nu vrei să fii și tu? Ajută, Doamne! Nu vrei să crezi și tu? Ajută, Doamne! Nu vrei să trăiești și tu în ziua aceea, în felul acela? Ajută, Doamne! Și spune aici că cei care s-au pregătit pentru ziua victoriei lui Dumnezeu își vor ridica capetele sus și vor vedea că izbăvirea lor este unde? Aproape. Cum zice Scriptura în Faptele Apostolilor, ci îl caută pe Dumnezeu bâșbuind, măcar că nu este departe de nici unul din ei. Cât de minunat e Domnul! Cântau băieții și fetele la început, crește-ne, Doamne, iubirea în inima noastră. Mă, voi ați crezut ce ați cântat? Da? Nu că artistul e așa, cum să zicem, darul artistic și cântă, nu-ți mai gândește la ce cântă. Dacă v-aș cunoaște așa mai privat, știu eu ce iubire aveți voi în inimă, dar nu vă cunosc. Da? Crește, Doamne, iubirea în inima mea, nu? Îți dai seama ce fel de om ești când în inima ta, când inima ta e tot mai neîncăpătoare de iubire dumnezeiască. Ce frumos! Să fim aici niște oameni în inima cărora iubirea să nu mai încapă și să se verse pentru vecini, pentru vrăjmași, pentru oamenii răi, pentru oamenii săraci, pentru oamenii bogați, să se verse iubirea aceasta din inima noastră pentru toți, că așa a fost la Hristos, din inima Lui s-a vărsat iubire pentru toți și cine îl urmează pe Hristos are viață veșnică. Amin! 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 Să-ți crească în inima iubirea ca să te pregătești de ziua victoriei lui Dumnezeu. Aș vrea, dragii mei, n-aveți ceas?
Da. Amin, vorbește, Doamne. Aș vrea să facem un pas mai departe, să vă vorbesc cât pot prin Duhul Domnului, de la inimă la inimă, despre cum arată un om care se pregătește pentru ziua victoriei lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că eram la școală și eu am fost un copil, cum vă spuneam, tare rău. Alții folosesc terminul năzdrăvan ca să nu zică că era rău, dar eu vă spun, am fost rău de tot. Și am luat o singură dată în viața mea în școală premiu în clasa 1. Am luat nu premiu, ci mențiune, adică ar veni premiu 4. M-a menționat că am învățat și cu aia s-a încheiat toată slava mea pe veci. Așa. Și s-a anunțat lucrul acesta și să vezi cum m-a pregătit mama. Mi-a dat haine mai, cele mai bune care le-am avut acasă, mi le-a spălat, mi le-a cărcat, m-a spălat, m-a pieptănat. Pe vremea aceea nu era fixativ ca acum. Mama făcea așa, scuipa în palmă și mi-a așezat părul și cum dădea cu mâna, așa rămânea. Că punea suficient de mult lac fixativ și rămânea. Și m-a făcut așa de frumos că dacă mă vedeam în oglindă, nu-mi credea ochilor ce frumos eram. Și ne-am dus la serbare acolo și era strigat fiecare pe nume așa și, domnule, când a strigat, Comaniacu, Doamne ferește, era ziua victoriei. Sigur, aparent părea să fie ziua victoriei mele, dar era ziua victoriei învățătoarei mele, pentru că a reușit dintr-un nenorocit ca mine, măcar o dată în viață, să mă facă să iau o mențiune. Da, da, era mare sărbătoare. Aș vrea să vă arăt în Scriptură cum arată un om care se pregătește pentru ziua victoriei lui Dumnezeu. Cam cum credeți că arată? O fi având barbă? Să vezi că toți își lasă barbă imediat. O fi bărberit? Imediat ne bărberim toți, nu? O fi la costum? Facem ce putem și ne cumpărăm un costum. O fi numai așa la o helancă, așa să fie mai rocker, așa mai pus la punct, toți ne punem la... Cum o fi arătând? Adică, imediat am schimbat macazul. Hai să vedem cum arată un om care se pregătește pentru ziua victoriei lui Dumnezeu. În cartea prorocului Ieremia este scris portretul acestui om. Și aș vrea, dacă aveți Scriptura, să o deschideți cu mine și să vă încercuiți versetul acesta. Nu o să poți în telefon, de altă dată să vii cu Scriptura. De acord. Așa, în cartea prorocului Ieremia, la capitolul 20, Dumnezeu poruncește acestui om al necazului și a suferinței să scrie cum arată cineva care se pregătește pentru ziua victoriei lui Dumnezeu. Și citesc versetul 7. Mai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. Amin. Amin. Extraordinar. Auzi cum arată omul care se pregătește pentru ziua victoriei lui Dumnezeu. Omul acesta este omul care e învins astăzi. Omul acesta
este omul care astăzi se lasă înduplecat. Vă mărturisesc ceva. Am câțiva ani de viață, suficienți ca să fiu destul de bătrân și suficienți de puțin ca să mă mai consider și eu tânăr printre alții. Dar vă spun ceva. Am văzut oameni pe care minciuna i-a înduplecat. Am văzut oameni pe care curvia i-a înduplecat. Am văzut oameni pe care hoția i-a înduplecat. Am văzut oameni pe care alcoolul i-a înduplecat. Am văzut oameni pe care răutatea i-a înduplecat. Am văzut oameni pe care invidia și gelozia i-a înduplecat. Dar n-am văzut oameni înduplecați de Dumnezeu. Este dramatic. Dacă bate la ușa casei mele sau la ușa casei tale, orice păcat de pe pământul acesta, și dacă insistă o dată, de două ori, de cinci ori, îl refuz și apoi mi se face milă de el și îl las în inima mea. Dar dacă bate Dumnezeu la ușa casei mele sau a casei tale și dacă bate o dată, de cinci ori, de zece ori, o viață întreagă, sunt capabil să nu-mi fie milă de el. De ce, frații mei? Și am să vă spun de ce. Pentru că nici unul dintre noi nu avem în vedere ziua victoriei lui Dumnezeu. Sperăm că într-un fel sau altul va triumfa puterea noastră, ori puterea noastră nu va triumfa niciodată. Sperăm că într-un fel sau altul va triumfa slava noastră, ori slava noastră nu va triumfa niciodată. De ce, fraților, sperăm că până la urmă, într-un fel sau altul, va triumfa înțelepciunea noastră, ori înțelepciunea noastră nu va triumfa niciodată. În ziua victoriei lui Dumnezeu va triumfa înțelepciunea lui Dumnezeu. În ziua victoriei lui Dumnezeu va triumfa slava lui Dumnezeu. În ziua victoriei lui Dumnezeu va triumfa iubirea lui Dumnezeu. Iar cei care scăpăm din vedere pregătirea vieții noastre pentru ziua victoriei lui, scăpăm din vedere propria noastră pocăință. Scăpăm din vedere propria noastră schimbare. Scăpăm din vedere propria noastră punere la dispoziția harurilor lucrătoare a lui Dumnezeu, prin care El în Hristos vrea să fim oameni noi. Oameni noi. Pregătește-te pentru ziua victoriei a lui Dumnezeu. Cum, omule Iacob? Cum, Doamne? Lasă-te înduplecat de Dumnezeu. Amin. Să vă dau un exemplu. Cu mulți ani în urmă, povestea Dumnezeu cu doi oameni și le zice așa: dragii mei, sunteți așa de frumoși, exact cum sunt eu, că v-am plămădit după chipul și asemănarea mea. Și zice: uitați ce grădina raiului v-am făcut. Nu lipsește de aici nimic. Și nu este ceva mai superb ca ceea ce v-am făcut aici. Dar o rugăminte: să nu mâncați din pomul acesta. Din restul, tot ce vreți. Mai încolo, nu știu la câtă vreme, vine Lucifer și zice Evei: tu, femeie drăguță,
oare chiar a zis Dumnezeu că să nu umbli pe aici, să nu mănânci? Ba să știi că a zis, hai tu fi serioasă. Dacă mănânci de acolo, nu numai că devii mai deșteaptă ca bărbatul tău, aviz surorilor, ci vei deveni la fel de deșteaptă ca Dumnezeu. O întrebare, de cine s-a lăsat înduplecat omul? De Dumnezeu sau de Lucifer? Ai văzut? Ai văzut? Nu cumva așa e viața mea și viața ta? Nu cumva ne înduplecă mai ușor păcatul decât neprihănirea? Nu cumva ne înduplecă mai ușor ura decât iubirea? Nu cumva ne înduplecă mai ușor răutatea decât bunătatea? Am o întrebare. Stimați domni, te duci acasă, ești mur de foame. Nu știu pe unde ai umblat cu problemele tale, de ai ajuns acasă și ești mor de foame. Și, na, nevasta ta, cum e obișnuită, îți pune acolo un tromblit de la de tablă sau în ce ți-o pune, jap, un polonic de zamă, de ciorbă din aia acolo, așa, și mor de foame, rupi un călcâi de pită și iei să mănânci. Și când mănânci, când i-ai luat lingura în gură și ai luat, ea, dragă de ea, cine știe la ce se gândea, au pus de vreo 3 ori sare în loc să pună o singură dată. Și zeama aia sau ciorba aia ce-o fi, îi murătoare. Și când i-ai luat-o așa, se strânge așa în gât și acum te curtează răutatea și bunătatea. De care te lași înduplecat? Fii corect. Iar ai pus-o în pumn de sare! Nu-i așa că dă bunătatea peste? Nu? Dar n-ai putea să o mănânci așa saramură? Măcar faci un pic de gargară, ți se mai vindecă ăsta de prin gât. Nu? N-ai putea? Nu? Ai văzut? Ai văzut? Dar știi de ce reacționezi așa? Pentru că n-ai în vedere ziua victoriei lui Dumnezeu. Omul care are în vedere victoria, ziua victoriei lui Dumnezeu, se lasă înduplecat de cele ale lui Dumnezeu. Duhul Sfânt să coboare peste voi în seara aceasta. Luminile cerești să umple mintea și inima voastră în seara aceasta, în așa fel, scumpii mei, încât voi și cu mine, în seara aceasta, să fim oamenii înduplecați de Dumnezeu. Și atunci, ziua victoriei lui Dumnezeu nu este a spaimei, nu este a groazei, ci este ziua când stăpâniți de o putere supraomenească, vom ridica fețele noastre spre ceruri și izbăvirea lui Dumnezeu pentru noi va fi chiar lângă noi. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Și textul continuă și zice: ai fost mai tare decât mine și mai biruit. Există aici o sensibilitate lingvistică la care foarte puțin ne gândim când citim. Dacă declarația este sunt mai tare decât tine, mai e nevoie să zic că te biruiesc? Nu. Mai e nevoie să zici că mă las biruit? Nu. Însă Dumnezeu zice așa, prin Ieremia, ai fost mai tare decât mine și mai biruit. Omul care se pregătește pentru ziua victoriei lui Dumnezeu se lasă biruit acum. La ziua de apoi nu te va întreba dacă te lași sau nu, ci vei fi nimicit. Astăzi omul
se socotește mai puternic decât Dumnezeu. Într-un sat era o casă rămasă în paragină. Cineva a început să o construiască și a fost ceva necaz și a rămas casa zeci de ani necontinuată. Și într-o zi au apărut acolo o groază de oameni care s-au apucat să facă casa mai departe. Și trecea păstorul pe drum și i-a văzut lucrând. Mergea spre biserică și a zis: Doamne ajută, oameni buni! Și cineva din mulțime a răspuns: Doamne ajută! Și zice: da, cu ajutorul Dumnezeu v-ați apucat iar de treabă, că se cunoștea că a rămas casa necontinuată. La care cineva dintre oamenii respectivi zice: acum, și dacă ne ajută Dumnezeu, și dacă nu ne ajută, tot o facem! S-a dus la slujbă, după ce s-a terminat slujba la biserică, când au ieșit să vină pe drum iarăși fiecare spre casele lor, șoșote în stânga, în dreapta, cum e în sat, și ce află? Că a căzut o grindă pe unul dintre oameni și i-a omorât și nu mai era niciun acolo și casa a rămas tot așa neterminată. De ce? Era acolo un om, sau mai mulți, sau nu știu, care nu s-au lăsat biruiți de Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu să-mi ajute, e treaba Lui, dacă nu mi-ajută, eu tot fac. De ce? Că am mușchi. S-ar putea să te gândești că nu ești omul acela. Ești sigur? Când te-ai urcat în mașină și mașina ta pornește și te duci spre un loc unde n-ai ce să cauți ca pocăit și Dumnezeu trimite Duhul Lui cel Sfânt la urechea ta și zice: oprește-te și întoarce-te acasă, te oprești sau mergi mai departe? Nu e așa că te duci mai departe și arăți la Dumnezeu că ești mai puternic decât El? În momentul în care în inima ta se aprinde un furia și ești gata să te descarci pe cel din fața ta care s-a oprit la semafor, deși e verde, sau ce știu, în ce alte contexte, și ești gata să-ți verși furia peste semenul tău și Domnul zice: oprește-te. Nu e așa că tu nu te oprești ca să-i arăți că ești mai puternic ca El? Când stai în casă, stimată soră, și simți că nu-l mai suporți pe bădăranul ăla de bărbatul tău și te turezi așa, îți crește adrenalina și acum gata, dai să-i spui că l-ai luat numai cu izmene, avea pe el și nici alea erau rupte și ai făcut om din el și așa mai departe și acum ai gata să-ți dai drumul și Duhul Domnului zice: fii supusă bărbatului tău. Nu e așa că îți dai: taci mă că te-am luat de la maică ta de acasă, n-ai avut nici măcar scobitori, țărăntocule, și am făcut om din tine. Nu e așa? Ca să-i arăți la Dumnezeu că ești mai puternică decât El. Nu e așa? Oamenii care se pregătesc pentru ziua victoriei lui Dumnezeu mai au o caracteristică pe lângă faptul că se lasă înduplecați. Care e? Se lasă biruiți de Dumnezeu. Zice Scriptura așa: nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine. Știți ce a zis Domnul Iisus Hristos când avea niște oameni așa care vorbeau așa frumos ca dumneavoastră? Zice: dacă n-ați ști, n-ați avea păcat. Ați înțeles, nu? Ați înțeles, da. Da. Iubiții mei, zice aici cuvântul așa: m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Și acum urmează un lucru foarte interesant. Din cauza că mă gândesc și mă pregătesc pentru ziua victoriei tale, se întâmplă niște lucruri în viața mea, și anume, sunt o pricină de râs, oamenii își bat joc de mine,
Și din cauza aceasta sunt cum? Vă rog să fiți atenți. Repet, într-o cadență mai cu minte, ca să-mi răspundeți cum. Și să-mi răspundeți biblic. Din cauza că mă pregătesc pentru ziua victoriei tale, mă las înduplecat și mă las învins de tine, în fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine și sunt cum? Hai băieți, hai! Sunt cum? Scrie în Scriptură. Sunt cum? A zis cineva aici. Cum? Sunt, vă rog să notați în inima voastră, sunt fericit. Fericiți veți fi voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor bat jocorii și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă că răsplata voastră este mare în ceruri, că tot așa au făcut și cu prorocii dinainte de voi. Ați auzit, fetelor? Când băieții zic, da, și tu pocăită, că nu știu, și tu zici, ai, când s-o ridica blestemul ăsta de pe mine? Când cineva spune pocăită, nu este superlativ al fericirii decât ăsta. Oamenii care se pregătesc pentru victoria lui Dumnezeu sunt cei care sunt înduplecați de Dumnezeu, sunt cei care sunt biruiți acum de Dumnezeu și sunt cei care sunt ocărâți și batjocoriți pentru Dumnezeu. Scumpii mei, îmi doresc din toată inima să pot fi un om de felul acesta. Și aș vrea să-ți dorești și tu din toată inima să poți fi un om de felul acesta. Și atunci, imaginile acestea escatologice pe care le revarsă parcă furia lui Dumnezeu spre pământ, nu împiedică pe niciunul din noi să ridicăm fruntea și să zicem, izbăvirea lui Dumnezeu este aproape. Ajute Dumnezeu, dragii mei, ca noi cei ce suntem aici și mulți alți oameni din București prin noi să ne pregătim pentru ziua victoriei lui Dumnezeu. Aceasta să fie viața mea și viața voastră în Iisus Hristos.